de făcut acest mâner care l-am pus pe un tub de la perfuzii, da? Și pe firul meu sunt 7 piciorușe scurte pentru această măsură și croșeta de 2 jumătate. Da? Hai să mergem să-l facem pas cu pas. Pentru tortiță o să fac așa. Am un fir mai gros și un croșet de 2 jumătate. Fac 7 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și întorc. Și unesc deja aceste 7 ochiuri de lanț cu un picioruș scurt. Și luăm bucla superioară de la fiecare ochi și croșetăm. Și avem 3, 4, 5, 6 și al șaptelea, că e aici. Așa, ne uităm, 2, 4, 6, 7, aici este al șaptelea și al șaptelea, de fapt primul. Și de aici, din nou, continuăm să lucrăm circular. Aici am preferat să fac tot piciorușele în V, așa cum am lucrat și celelalte părți. Da? Și mergem circular să facem un mâner subțire, să poată fi agățat de copil. Că mânuțele lor sunt micuțe. Da? Și continuăm așa. Mai târziu îi putem pune câteva despărțituri cu o altă culoare. Da? Și uite așa. Facem câteva rânduri așa și acum facem doar jumătate de picioruș și punem o altă culoare. E bine să fie aceeași grosime. Albastru acesta nu este aceeași grosime, dar măcar schimbă nuanța aici și schimbăm culoarea, terminăm piciorușul și intrăm în piciorușul următor. Hai să băgăm aici capătul. Așa să fie prins. Lucrând cu aceeași croșetă, o să fie puțină diferență de mărime. Și nu facem mai mult de două rânduri. Să așa, lăsăm capătul înăuntru. Mai facem un rând. Așa. Și acesta ar fi ultimul rând. La fel, scoatem o singură dată, facem jumătate de picioruș și apoi luăm firul celălalt și continuăm. Aici este la libera alegere
câte vrem să facem, câte dungi. Pentru mine este suficient câte două rânduri, o să mai fac încă două dungi albastre. Ok? Acesta este tubul nostru. Am schimbat încă de două ori aici și lungimea aceasta este suficientă. Acum o să mergem să facem și această biluță care are o sonerie aici și în limba italiană se numește sonolino, care practic este această biluță. Am comandat-o pe internet și i-am adăugat acest magnet mic. Vedeți? Are magnet înăuntru, ca pe cub să o pună copilul unde vrea. Mergem să o lucrăm și facem inelul magic, un ochi de lanț și facem 6 piciorușe scurte. 1 în acest inel, 2, 3, 4, 5, 6. Strângem bine acest inel. Punem semnul ca să ne vină ușor, măcar pentru când vom încheia. Așa. Și începem din primul de aici. Acesta este ochiul de lanț, asta este primul picioruș și de obicei este mai strâns decât celelalte. Și facem două piciorușe scurte aici. Dar mi-a rămas ochiul ăsta în spate prea larg. Vă povestesc imediat de ce. Și facem unul și al doilea în același loc. Da? În următorul facem iarăși înmulțiri. Deci pe aceste 6 piciorușe scurte vom face câte 2 înmulțiri pe fiecare. La final vor fi 12. 1, 2. De ce mi-a rămas firul? Pentru că acest bumbac este un alt fel de bumbac, mai puțin rafinat și nu alunecă. Tocmai din acest motiv l-am ales ca să fie compus acest cub senzorial din mai multe materiale pe care copilul să le atingă și să facă diferență. Da? Așa, ia să vedem, avem 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dăm semnul și acum intrăm în primul și facem deja o mulțire. Mai mulțim încă 6 piciorușe pe acest rând și rămânem în 18. În următorul un picioruș simplu, în următorul înmulțire, următorul picioruș simplu, în următorul înmulțire, picioruș simplu, înmulțire. Da? Continuăm așa până la capăt, apoi continuăm cu încă 3 rânduri de 18 piciorușe scurte, da? Ne vedem la rândul 7. Am terminat acele înmulțiri, am ajuns la 18 piciorușe scurte și am făcut 1, 2, 3, 4 rânduri
cu 18, pentru că când am pus biluța, să intre așa. Acum lăsăm biluța aici și vom lucra pe ea. Și facem, dacă putem, aceste scăderi. Suntem la începutul rândului, se vede aici, și luăm bucla din față de la acest picioruș și bucla din spate de la cel de-al doilea picioruș. Și așa este o scădere. Un picioruș scurt. Luăm o scădere. Un picioruș scurt. 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 O scădere. Și am ajuns la această scădere și facem un picioruș scurt și ca și cum am fi terminat rândul, da? Vedeți, trebuie să lucrăm neapărat pe bilă. Și acest rând acum vom face doar scăderi. Dacă nu puteți să faceți scăderi pe bucla din spate, luați bucla din față. Că nu totdeauna se reușește. Așa. Și acum îl strângem. Asta e prea strâns. Și după cum se vede aici, mai scădem și câte 3. Pentru că va rămâne un pic țuguiată ca asta. Dacă noi avem bila în mână și vedem că se poate strânge să iasă cât mai sferică, e perfect. Luăm 3. Ne adaptăm în funcție de cum ne vine firul. Așa. Acum e piciorul alunecat am făcut. Și mai avem astea 2 și pe astea tot alunecate, că e cel mai, așa vine cel mai bine. Și așa a ieșit circular, sferică. Nu am mai pus magnetul pentru că e prea sferică, prea frumoasă biluța aceasta. Și fac ochiuri de lanț atât cât am nevoie să o leg. Acestea sunt biluțele noastre sferice cu sunerii. Așa. Și o să le atașăm la cub.